vedea să mergem? Unde suntem aici? La Râșnov și o luăm către Zărnești. Bună ziua! Știi că e așa început bună ziua. Nu prea plec cu bună dimineața. Răzvan, gata? Gabriela, gata? Sorin, gata? Nu, nu, las-o așa, că suntem pe asfalt. Mai scoatem câte o... Deci unde? La Cluj? A, ce e acolo la plăfă? E tot o cabană și sunt papanași. Ah, am înțeles. Deci e obiectiv turistic. Papanași. Da. Corect, la mulți ani. Hai că vin și eu. Mă încadrez și eu între voi. Vin, vin, vin. Uite și pe ai noștri. Cum? Ne oprim, că m-a spus să car apă de jos de la magazin. Eu două să știu. Da, trebuie să bem apa ca să umplem apa. Ziua.
Încotro, da, încotro. Așa, așa. Cum zice Teo, a? Bagă zoi, rupe-i fâșul! Te mai miri că te doare genunchiul! Vadare? Nu, în niciun caz! De aici era bună să am casca. Era bine dacă aveam eu casca și stătea camera pe casca, aia era bine. Aveam și eu hands-free. Mâinile pe ghidon. Să vezi ce zopu-i fac casca până sus de flașcă. Aole, fie din ce urmează încă. E coborârea aia mult promisă. Da, vine și o coborâre după chestiile. Nu cred, eu zic că nu mai vine. Da, aia e nirvana. Ia să-mi bagi picioarele de perele. Să vedem ce reușesc să fac. Aaaa, nu așa. Îmi place așa. Trebuia și tracțiune față aici. Te potete, iau-te și eu de timp o folosesc că sunt cameraman și o las mai ușor. Sau... Ce nu mi-ai fi luat eu două mere de acolo? Nic! Aha! Mă urmează partea interesantă. Păi dar numai că merg pe potecă, uite-te și tu ce puii mei. Wow, ce frumos se vede sus. N-am înțeles.
doar bucata asta, mincinoșilor. Ziceți asta de vreo două ore, mai un pic, mai un pic. Haideți, coborăm? Nu, mai avem un pic aici în pădure. Că dar nu vrei să-ți la bicicletă pe acolo. Sunteți sigur că pe aici? Da, da. Da, da. Vrei să-l iau? Da, vreau. Cum cheamă pe băiatul acela care împinge la deal bicicletă din Ploiești? Stevens. Nu împinge. Se sprijină în el așa, stă pe două biciclete, că nu prea poate să-și țină echilibru când e la deal. Da, ai văzut ce frumos zâmbește în poze? Hai să vedem ce zâmbim noi acum, popoteca asta. Adevărul că dacă plecam din București ajungeam mai repede la Cepoi, de-am stat prin Ploiești și prin Buștei. De frumos e foarte frumos. Asta, da. Dacă ar fi și ușor, ar deveni mai... Da, e iura pantofi ăștia. A, că voi aveți de aia cu... Da. Hai, ce frumos. Da, hai că pe aici e chiar ok. Da, e... Na. Aici nu se ține lumea după blondă, blonda se ține după voi. Ar mai bine și să mergi un pic pe jos așa. Parcă simt altceva decât. După e un deal, trebuie să-l urcăm. Ai zis că până aici și acum după e un deal și trebuie să-l urcăm și pe ăla? Păi nu, dar eu doar până acolo știu traseu. Ah, și mai bine. Nu mă împinge, vă rog frumos, că așa de rând. Te ajut? Vă ajut? Poți? Ia, stai așa, hai că vin să... Eu stăteam la filmat, adică lăsam să iasă momentul interesant cum se ține fata. Stai, lasă. Dacă ai picioarele libere, mergi. Gata, hai că deja încep să mă rușinez. Ah, vai, săraca de tine. Zici doar așa, nu din amabilitate. Stai că mă ascund după pom. Mă dau și eu mare, că a zis că i-a plăcut de Stevens. Păi dacă nu mă țin de două biciclete, s-ar putea să încerc mersul în genunchi. Păi da, știți ce bine se urcă așa? Nu, 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 nu.
adevărat, nu, nu. Eu am urcat foarte bine cu ea în spațiu. Dacă vă liniștește cu ceva, suntem pe traseu. Da, mersi. Adică nu... Da, deci o să mergem, deci oprim acolo în Râșnov, ca să mergem mai mult pe asfalt. Și după... Păi Râșnovul e de unde am venit. Deci nu e încoace. Da, 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 zice, un pic de macadam. Facem până în coace. Haide, vreau să beau bere. Berea e departe de tot. Aia e așa, fața morgană. Eu cred că să bem mai multe. Da, o să bem și prin sate. Haide. Haide, haide. La drumul lor anchipări. Ne da, și vremea așa cum am zis, da? Aici era? Pe aici trebuie să o luați, nu pe acolo. Aici, prin aceste uzici? Aici, nu, aici e ipoteca, aici dar nu știu ce v-ați dus acolo sus. Da? Trebuie de uzici. Ce le dați în braț? Tot. Ce mai încercă? Un pic. Un pic de frăguț. Bicicleta asta se răzbuna cu pe mine. Acolo, frate. Am mulți anzuri. Uite, mă, sunt două, doi, uite și aici câteva. Ia să vedem. Uite camera. A, ce mișto. Hai, ia și culegeți. Acum doar nu vreau să ți le și culeg. Ia mai, că i-am avut în curte. Bine, sigur n-au avut gustul la astea. Ce mai e? Ia, de ce-a dus ăsta? E un cablu. Sunt convins că n-au gustat. Da, nu. Uite așa, ha? Uite pe aici ipoteca, iar vă duceți să vă cocotați. Păi, de unde vezi tu? Păi uite și tu că s-a tocit iarba. Cred că am avut vreun strămoș ceva, vreun apaș de la vreun... vreun incaș, vreun ceva. Acum? Deci semnul e sus, drumul e jos. Drum, noi ne avem treabă cu drum. În jos. Ăla. Da, posibil semnul să ducă undeva, nu? Sus. Păi da, noi nu cred că mai urcăm că... Tata o limită. Nu, 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 eu sunt cu... Trebuie să mă depărtez un pic, ca să vă iau mai mult decât burțile. Bagă, Sorine, bagă, bagă! Saca, paca. Bravo. Ah, ce mă doare. Nu. Uite, ți-am zis că m-au mințit. Uite cu bicicletele în cât. Ia, taci. Ia, zui.
Ia un pic. Da, da, să iau de pipa de aici. Dacă mai... Mă duce mult până astea. O să mă opresc eu camera, că n-are sens aici. Ia să vezi tu dacă bea din apa asta care am luat-o de acolo. Da. Are un gust așa, o aromă suavă. Abia perceptibilă. Băi, știi pe unde mergem? Da, uite pe un parc. Unii fac focul pe sus pe acolo. Stai că am ajuns. Pe aia nu mergeau, cred. Ba da, la table auzi. La table auzi. Bă, nu v-am zis că nu știu să joc table? Păi le întoarcem și le stăm șaful. Deci să mă întorc să-mi iau șaful, nu? Nu, întoarcem table. Vedeți că pe aici e? Da, da, da. Acolo, pe acolo, pripotec. Mă duc să mă uit un pic. Da, vezi, care sunt cauzele? Ce trăzne, de unde trăzne? Oricum nu e în regulă. Nu e în regulă deloc. Auzi? Crezi că e cazul să anunțăm că arde acolo un pom? Că e cam... Îi bate vântul cam înspre lungul tulpinei, așa, și dacă se aprinde ăla e cam mare. Deci avea flacără. Știe văcarul? Păi cred că el a dat, că văd că, uite, și pe ăla a pus acolo... Și a dat și acolo. A. Și uite, mai spus că... Văd că arde și colo și colo și colo, da. Vine și firul de apă aproape, da, na? Nu, nu, sigur n-avea domnul de accidental, că n-a fost, nu, n-a fost. Acolo este. Unde? În jos. Bine, noi ajungem la pește, aș face în stânga, spre mă, uite, Ploiul Foi. Cabana Ploiul Foi, 6-7 ore. Deci ajungeți până la 12 noaptea? Bogu, este sănătoși. Prin șaua, fund. Nu, nu, noi ținem ăsta, fundata moaieci, un colo. Da. Unde? Deci unde, da. Pe aici? Cred că suntem aici. Atenție, atenție. S-a ivat în sus. Aici mai vine ghidonul drept în genunchi. Ok. Ia să-i ghidon în genunchi. Scuram cuvințelor. Ah, ce doare. Ah, ai schimbat piciorul, ce doare, mâncați-o și bani. Să mă lovească altundeva? Nu, mi-a sărit ghidonul drept deasupra genunchiului, mușchiul ăla care se încoardă și mă doare. N-am mai băgat picioare, n-am mai băgat. Thank you.
Lasă și mie un pic loc. Please. Mamă, știi cum e piciorul? Zup! Hai că spun o vorbă care am învățat-o. Dă-i la buși pe Coș Dănuț. Aoleu, ce mă doare genunchiul. Dar unde te-ai lovit? Mi-a sărit roata din spate într-un bolovan. Că am mâncat-o. Și mie la acel bolovan. Și mi-a sărit... Eram cu picioarele băgate în alea. Și mi-a sărit colțul ghidonului exact în mușchiul ăsta care mi-a spus genunchiul. Nu poți să te dai cu ceva? Să mă dau. Stai un pic să-mi revin. Punctul de reanimare aici. Nu e nimeni primul, văd. Nu... Eu mai am măr. Mă nu cine mers. Camera mea e înainte, adică nu o să o filmez pe nimeni dacă mă duc primul. Hai. Hai, Doamne aștept. Ce zice care? Nu știu ce zice. E vreun semn pe aici? Sunt niște semne pe bolovanul. Ah, ce doare. Cruce roșie. E, uite, e o... Dar nu trebuie să fim pe cruce, trebuie să fim pe dungă.
Bă, nu! Uite acolo! Albe? Ce? Unde? Ce să fie? Asta e un refugiu, chiar de... Îmi las cu și eu era să mă duc pe țeava aia. Da, nu. Da, dar eu nu știu cum am vrut să o iau și nu reușeam să o iau pe lângă ea și mă urcam numai pe aia zis, să vezi ce trântă dau eu acum în țeava asta. Cum? Aici avem satul Peștera și acolo sus munții aia, care ești cunoscător? Sus munții aia acolo, ce sunt? Postăvarul. Păi n-are treabă cu... Postăvarul nu-i cu Poiana Brașov? Nu e Poiana Brașov. Interesant aici. Mai sunt genunchii de la durerea aia, de la lovitură. Așa că uite, e bună lovitură. N-am fost atunci la mare cu Marius. Te doare aia, te doare aia. Ba mă durea stângul, ba mă durea drept. După aia, ca să nu mă mai pot concentra pe unul sau pe altul, am început să mă doar amândoi. Să-mi... Da, ca să... Te rog?
tot aici. Ia să ne înfigi în pantă. Dacă tot se doare, nu? Chiar pe genul mi-e bine. Am legat cordelina aia acolo și... Nu știu. Dar am mai văzut. Dar am mai văzut la unul și la altul treaba. Băieții. Dar
Ăla cred că e drumul principal. Ăla cred că e drumul principal, pe acolo. E fără frână pe față. Te aud. Așa. Filmezi? Da. Păi, mai filmez un pic, că după aia pe jos ce să mai filmez? Oricum, eu am un zgomot de fond interesant. Mă enervează că nu pot să mă las în frâna de față. Păi, vezi că vine? Mai chinui. Sos era. Da. Ca am gata tura, nu? Da. E, hai că mai avem 200 de metri. Cât am făcut? 4 ore de mers, că am mai făcut și pauze. Că... Uite mă, că e acolo, mă. Nu ți-a luat-o nimeni. De kilometri. Cum? Cam asta e.